Bună ziua tuturor și bună, Adrian! Bună ziua! Numele meu este Gabriela și sunt himnooperator al Academiei Calogero Grifasi, în timp ce colegul meu, Adrian, este sprijin telepatic al Departamentului de Investigații Calogero Grifasi. Astăzi vom avea protocolul numărul 1, referitor la ciclul de investigații 126. Protocolul este definit ca mixt, deoarece constă dintr-o prima parte definită ca fixă, formată din întrebări, în care niciun caz nu putem să influențăm sau să modificăm ceva, și cea de-a doua parte definită ca parte liberă, care ne permite să explorăm, să investigăm ce a apărut în prima parte. Toate suporturile telepatice nu cunosc tema care va fi abordată, astfel încât să poată fi contaminată cât mai puțin posibil. Acum să realizăm inducția. Adrian, ești pregătit? Da. Bine, așează-te într-o poziție în care să rămâi relaxat și în siguranță. Așa, închide ochii. Lasă corpul să se relaxeze, să devină moale și relaxat. Acum inspira adânc. Umple plămânii cu aer și menține aerul acolo câteva secunde. Expiră încet, foarte încet. Excelent. Acum mai inspiră profund încă o dată. Ține aerul acolo. Și expiră încet. Foarte bine. Iar acum ultima oară, trage adânc aer în piept. Menține-l acolo. Acum expiră încet și observă cum corpul tău începe să se relaxeze deja foarte profund. Voi număra de la 5 la 1 și vei simți cum această relaxare pe care ai perceput-o deja urcă ca un val de la tălpi în sus către cap și cu cât urcă mai sus, mai mult, cu atât o stare de calm, de bine, se instalează și intri în legătură cu partea ta subliminală, întrerupând orice legătură cu partea ta rațională, mentală. 5. 4, 2. Ești complet relaxat. Lasă-te să plutești, abandonându-te acestei relaxări tot mai mult și mai mult. Acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 observi cum arată corpul energetic al unei persoane deprimate în raport cu planul metafizic. 1. 2, 3. Observi cum arată corpul energetic al unei persoane deprimate în raport cu planul metafizic.
Văd așa ca niște așa ceva în întuneric, ca niște un fel de fuioare de fum, ca niște vălătuși de fum cum ar veni, care se amestecă permanent și nu reușesc să iau o formă ordonată. Schimbă permanent forma și așa ceva haotic. Da, mai percepi altceva? Da, acum apare ca un fel de siluetă extrem de slabă, extrem de slabă, cum erau aia prin lagăre, care stă cumva ghemuit așa cu fața în mâini și are o culoare tunecată. Ca și cum nu reușește să se alimenteze cu o energie normală. Asta îmi vine acum. Da. Foarte bine. Mai poți spune exact ceva, detalii suplimentare? Tot așa apar niște imagini. Tot așa luminoase, întunecate. Ca așa, cam un fel de câmp înghețat pe care aș în spatele acestei siluete, să zic. Cam atât. Da, foarte bine. Arată mereu așa sau se poate schimba? Se poate schimba în măsura în care iese din starea asta, care reușește să iasă din starea asta. Cât e în starea asta, practic asta, înțeleg asta, vine informația că nu se mai alimentează cum trebuie cu energie și atunci ca un fel de înfometare. Și atunci apare așa slab, schilod, să zic. Da, foarte bine. Mai percep ceva? Frică. Percep frică. Și ca un fel de... Cred că de asta mai apărea și fundalul ăla înghețat. E ca un fel de înghețare, de paralizare la nivelul acelei stări. Îl împiedică să mai facă ceva, să iasă cumva din starea aia. Așa cum percep acum, nu prea reușești, nu prea cineva care e în starea asta, nu prea reușește să iasă singur. Pentru că necesită un efort mare, care necesită un consum mare de energie și dacă e înfometat energetic, nu reușește să adune energia suficientă pentru a face această mișcare, ieșire din starea respectivă. Da. Cam atât. Foarte bine. Mergem la următoarea întrebare. Depresia a existat dintotdeauna? Da, nu sau doar parțial? Nu știu dacă neapărat dintotdeauna, dar a existat de foarte de mult, atât timp cât au fost cumva probleme care au afectat din punct de vedere energetic, emoțional ființele umane. La anumiți s-a manifestat și sub formă de depresie la unii dintre ei. Mi-apare acum că la unii a fost furie, la unii a fost depresie. În funcție de psihicul fiecăruia și de momentul când a fost afectat de respectiva traumă sau eveniment negativ. Da. Atât. Întrebarea următoare era ce captezi despre asta? Ceva detalii suplimentare? Dacă mai apar.
vine acum, traumele sunt aproape vechi de când lumea și ele se regăsesc ca efecte și în depresie. Da. Mai percepi altceva? Văd așa niște energii care se mișcă, dar n-aș putea să spun ce e cu ele în momentul ăsta. Da, foarte bine. Următoarea întrebare. Care sunt frecvențele vibraționale pe care le simți, pe care simți că le caracterizează fiecare stare depresivă? Îmi vine că sunt niște frecvențe cumva la limita supraviețuirii. Îmi vine și un număr 44 ca nivel de frecvență. Înțeleg. Adică persoana respectivă afectată de depresie e la limita supraviețuirii. De-abia se descurc să facă acest lucru. Da. Mai poți furniza alte clarificări, alte detalii? Mai apar niște imagini, dar încerc să le clarific. Mi apare ca și cum cei depresivi încearcă să se agațe de orice, adică de ceva, de orice sursă de lumină care ar fi o sursă de energie care i-ar putea ajuta să iasă din starea asta, fără să țină cont de faptul dacă acea sursă e o sursă reală de lumină sau e o momeală. Și de-aia pot da. Fi foarte ușor manipulați. Da. Și controlați. Am înțeles. Acum o să te rog să scrii frecvențele vibraționale la nivelul tău optim și să mergem la următoarea întrebare. Care sunt gândurile pe care le auzi? Ce caracterizează fiecare stare depresivă? Primul care mi-a venit ar fi sinucidere. Fuga de tot și de toate. Lăsați-mă în pace așa cum sunt. Nu vreau, nu pot să ies de aici. Mi-e bine în echilibru ăsta. Așa, nu mă mișcați că mă prăbușesc. Nu pot mai mult. Am nevoie de ajutor, dar nu știu cum să-l primesc. Ciudat, mă trec fiori așa din cap până în picioare când îmi vin gândurile astea. Da. Foarte bine. Creșteți frecvențele vibraționale la nivel înalt? Echilibrează-te și trecem la următoarea întrebare când ești bine. Sunt bine. Putem continua. Ah. Ok. Ce chakre vezi cel mai mult implicate în caz de depresie? Apare prima chakra. Chakra inimii. A doua. Uneori și a șasea.
Cam asta ar apărea. Și celelalte sunt afectate, că e cumva un efect sistemic. Îmi vine informația. Dar cam astea ar fi primele afectate. 1, 2 și chakra inimii. Prima, a doua și chakra inimii. Și apoi și celelalte în funcție de cum evoluează situația cu depresie. Până ajunge la nivelul să, cum am spus și mai înainte, practic să aproape să-l paralizeze din punct de vedere energetic respectivul individ, respectiva persoană. Da. Excelent. Trecem mai departe. Ce factori și condiții, atât pe planul fizic, cât și pe cel metafizic, percep că sunt cauza unei depresii? Îmi vine același lucru care l-am spus și mai devreme cu traumele, fie că sunt emoționale sau fizice, dar în general marea majoritate sunt traumele emoționale care afectează. Sau spune că pot fi și alte acțiuni rele sau malefice asupra persoanei respective care să-i afecteze legătura cu sursa, alimentarea normală cu energie și menținerea nerea normală a schimbului de energie între el și mediul înconjurător și circulația normală a energiei în corpurile lui. Mai vizualizezi altceva? E ca și cum ar deveni permeabil, vulnerabil la influențele negative din exterior. Și atunci cumva persoana respectivă încearcă prin această rigidizare, paralizare să se stabilizeze cumva și să respingă aceste influențe. Negative care îl afectează în starea asta permeabilă, generată de starea de depresie. Cam atât îmi vine deocamdată. Foarte bine. Întrebarea următoare este, poate fi karmică depresia? Cumva îmi vine un răspuns amestecat, să zic așa, în sensul că poți, dacă nu ți-ai rezolvat situația dintr-o viață anterioară cu o anumită traumă, fie poți repeta trauma respectivă în această viață, în această situație în care ești acum și să genereze din nou depresia pe care s-a generat atunci, sau uneori depresia respectivă rămâne cumva ascunsă și este scoasă la suprafață de un eveniment negativ asemănător celui care a generat-o prima dată sau a unui eveniment, să zic, asemănător. Da, da. Mai percepi altceva? Îmi apare informația că cumva este bine să se rezolve aceste situații exact atunci când au apărut, să nu se lase, să nu se ignore pentru a deveni karmice.
pentru că atunci se pot amplifica sau pot apărea la un nivel mai ridicat, mai intens, sau chiar să genereze ceva mai grav decât depresia. Adică tulburări mai grave, psihice, să zic așa, psihiatrice. Și dezechilibre puternice la nivel subliminal. Da, foarte bine. Poate fi genealogică depresia? Da, poate fi genealogică în măsura în care nu s-a rezolvat cauza la nivelul generației sau generațiilor anterioare. Dacă nu s-a rezolvat cauza, practic cauza este, în rezolvarea cauzei se transmite, nu depresia propriu-zisă. Ea apare fiind același efect la aceeași cauză. Dacă se rezolvă cauza, efectul nu va mai exista. Alte detalii? Mai percepi? Nu mai percep în momentul ăsta nimic. Foarte bine. Poate fi indusă depresia? Da. Cum am spus și mai devreme, există inclusiv prin anumite practici malefice, să zic așa, de gen, cum se spun, vrăjitorie sau în popor sau ceva în genul ăsta, prin diferite forme de interferență, ca să zic așa, cu scopul de a face rău persoanei respective. Dar e vorba și de psihicul persoanei respective. Dacă are un psihic tare și este echilibrată, este destul de greu. Dacă nu, chiar poate uneori imposibil să fie afectată. Dacă are o vibrație înaltă și o apărare energetică și psihică corespunzătoare, este echilibrată, mult mai greu se poate induce așa ceva. În general, sunt afectați cei care sunt singuri, izolați, dezechilibrați. Cei care duc o viață normală, echilibrată, mult mai puțin. Sunt mult mai puțin vulnerabili la așa ceva. Cam atât. Da, foarte bine. În ce caz vezi că depresia este indusă? Mai poți să dai alte detalii? În plus față de cele date? Văd așa niște oameni într-un spital din ăsta psihiatric și unii au fost unii au avut trame, dar au fost și unii care au fost, cărora le-a fost indusă prin alte mijloace nefirești aceste stări de depresie. Apar și unii care le-au moștenit, ca să zic așa, pentru că traumele nu au fost rezolvate din lipsa de interes, lipsa de înțelegere, lipsa de cunoaștere a generațiilor anterioare din clanurile, din familiile respective. Și medicația care li se dă nu rezolvă problema. E doar ca un fel de preș sub care se bagă, sub care se ascunde gunoiul respectiv. Gunoiul rămâne acolo, doar că e băgat undeva într-un colț și acoperit. Și chiar dacă îi parcă și-ar rezolva aceste probleme, atunci
să zic, pe bobet sau poate în viața respectivă cauzele și efectele care vor răbufni la un moment dat și generațiile următoare, ale familiei respective și următoarea sau într-una din viețile următoare ale persoanei respective rămân. Da. Întrebarea următoare. În ce mod poate fi indusă depresia? Tot așa, dacă mai poți furniza alte clarificări. Văd prin diverse ritualuri de magie neagră. Poate fi indusă depresia, ca să zic așa, sau prin persecutarea unei persoane. Adică este o persoană, să zic, terorizată de o altă persoană care o poate duce în starea asta, mai ales dacă are un ascendent asupra ei, cum ar fi un părinte asupra unui copil. Sau în situații dificile, cum ar fi, spre exemplu, un prizonier care este persecutat în mod deosebit de un gardian sau în pușcărie sau... Asta ar fi, să zic, niște cazuri mai clare și poate mai extreme. Da. Mai percepi altceva? Nu, în momentul ăsta nu. Da. Foarte bine. Acum observă acțiunea unui antidepresiv din punct de vedere metafizic și descrie ce percepi sau vizualizezi. Vorbim de un medicament antidepresiv. Da, da, da. Văd cum pătrul de pastila respectivă în corpul persoanei are un fel de... se dizolvă, un fel de reacții chimice, se duce în zone din creier, și cumva semnalizează ca un fel de beculețe, un fel de stopuri și izolează, să zic, zona respectivă unde s-a depozitat trauma respectivă și în creier și văd că se duce și în corp. Dar nu rezolvă, nu vindecă, doar acoperă. Va blochează, interzice accesul în zona respectivă, ceva în genul ăsta, unde sunt semnele respectivei traume. Nu vindecă în niciun caz, nu. Mai vizualizezi altceva? Zona respectivă devine ca un fel de oală sub presiune la un moment dat. Poate să bubuie și efectele sunt mult mai serioase, uneori chiar devastatoare. Dacă se prelungește foarte mult cu aceste medicamente antidepresive. Cam așa mi-a pare. Da, foarte bine. Antidepresivele pot provoca efecte asupra părții subliminale, da, nu sau doar parțial? Vine informația că au unele efecte, dar care dispar în timp, mai ales dacă după ce s-a terminat tratamentul, ele dispar. Ce efecte percepi? Cam ce percep și la nivelul creierului și corpului, ca un fel de paralizie, dar nu la nivel sistemic. La anumite locuri care au legătură cu traumele respective. Cumva le înțepenește, le blochează.
Dar sunt reversibile efectele. Sau prin diverse terapii se pot vindeca efectele respective, se pot curăța. Mai percepi altceva? Apar, pot să apară ca un fel de paraziți din cauza ăstora, zonele respective, dar se pot curăța. Acum continuăm cu partea explorativă, partea liberă. Să vreau să te relaxezi. Să crești frecvențele vibraționale la nivelul tău optim. Și când ești bine, continuă. Putem să continuăm. Da, foarte bine. Legat de ultima întrebare, cu medicamentul acesta antidepresiv, vreau să percepi cum afectează partea subliminală, în ce mod afectează partea subliminală, lăsând la o parte zonele din corp care, unde ai descris că le izolează și cum acționează asupra lor. Deci să mergem exact pe partea subliminală a unei ființe. Da, am spus că și la nivelul respectiv afectează anumite zone legate de care au legătură cu traumele care au generat depresia respectivă. La nivel de ADN afectează? Vine răspunsul că foarte puțin. Și se poate rezolva, se poate curăța influența respectivă. Afectarea respectivă. Ce informații percepi în legătură cu modalitatea de a elimina aceste efecte ale antidepresivului? Cum să se curețe organismul de antidepresiv? O parte din efecte dispar pur și simplu că se întrerupe tratamentul cu antidepresivele respective. În timp, ele dispar. O altă posibilitate este prin diverse terapii. Ce tip de? Lucrează la nivel energetic, la nivel subliminal. Poți să dai un exemplu de asemenea terapii care există în prezent, de care am auzit și noi? Theta Healing. Bine. Mai poți să adaugi altceva? Vine răspunsul că ar mai fi terapii, dar nu știu să spun nici, ar mai fi și altele, dar n-aș putea să spun exact. Oricum, care acționează energetic, subliminal. Da, exact. Da. Că toți suntem în zona aceasta cu antidepresivele, du-te, te rog, la o zonă din aceasta afectată, izolată de antidepresiv și o zonă care nu este afectată. Poți să ne descrii diferențele ca și vibrații, ca și frecvență a vibrațiilor existente? La nivel subliminal? Da, la nivel subliminal. Zona afectată e mai întunecată, adică cumva e întrețesut așa părți de umbră cu părți de lumină. Și am zis că uneori pot apărea și un fel de paraziți acolo, dar care dispar după ce influența respectivă dispare. Cumva pentru a se alimenta paraziții respective, asta fac, găsesc acolo un punct slab de frecvențe amestecate, frecvențe joase cu frecvențe normale ale
persoanei respective și fură și ei energie. O să te rog acum să te duci la un parazit din acesta și să încerci să identifice ADN-ul original. Să vedem ce apare. Fel de reptiloid, îmi spune, vine informația. Dar o formă, o formă, să zic, primitivă. Cam asta, cu asta se ocupă. Se hrănește cu bucățele de energie de acolo. Cam atât. În momentul în care dispare interferența respectivă acolo, afectarea respectivă, dispare și el, pentru că nu mai e o sursă de alimentare pentru el de hrană. Deci se rupe conexiunea în momentul acela. Da, când influența respectivului antidepresiv dispare din zona respectivă, nici el nu mai poate accesa energia respectivă să se hrănească și atunci pleacă de acolo. Da. Și își caută frumos altă sursă. Da. Foarte frumos descris și logic. Da. Acum să revenim la ce ai vizualizat în prima întrebare. Legat de cum observi corpul energetic al unei persoane deprimate și ai descris niște zone din acelea mai condensate de fum, care erau fără formă. Du-te, te rog frumos, la o zonă din aceasta condensată de fum și decodifică-i ADN-ul original. Pare ca un fel de parazit interdimensional. Și decodifică și acest parazit ADN-ul la formă originală, să vedem ce apare. Vine tot un fel de reptiloid, dar nu e suficient. Mai e ceva în sensul că nu are un ADN stabil. Prin schimbarea interdimensională devine cu totul altceva. Ori e ceva ce noi nu știm, n-am văzut niciodată, n-am auzit niciodată de așa ceva. Deci să înțeleg că este o specie, să zicem așa, cu un ADN variabil? Da, în funcție de dimensiunea respectivă. Schimbă dimensiunile, trăiește cumva în interdimensional și caută să-și asigure energia necesară ca să trăiască prin diverse mijloace, inclusiv accesând o energie vulnerabilă de la o persoană deprimată. Dar nu e singura lui sursă, în funcție de ce găsește, după cum se mișcă prin dimensiuni și prin diverse lumi. De asta și are o formă instabilă. Pentru că dacă ar deveni o formă stabilă, s-ar stabiliza într-o anumită dimensiune și este, cum să zic, împotriva firii lui. Este o ființă, un fel de parazit interdimensional. Da. Acest parazit interdimensional are o zonă de origine, provine de undeva ca și origine, sau ce detalii mai poți să oferi? Vine informația că vine de la periferia punctului central de conexiune a universului. În zonă de penumbră. Unde energiile sunt amestecate și nu numai în sensul că sunt energii negative, pozitive, ci și în sensul că sunt energii manifestate și energii potențiale. Este cumva el
există permanent la o graniță. O graniță între energii, între dimensiuni, între spații. Da. Asta nu se poate stabiliza sub nicio formă. Este într-o permanentă și continuă mișcare. Da. Foarte bine. Tot aici, la prima întrebare, a apărut o siluetă foarte slabă, cu fața în mâini, de culoare întunecată. Du-te și încearcă să-i decodifici ADN-ul în forma originală. Mă pare că e un om. Un om afectat de depresie. Deci este un ADN uman. Da. Da. Tot în această prima întrebare, a apărut un câmp înghețat în spatele acestor imagini de fum, de siluetă foarte slabă. Hai să mergem și la acest câmp înghețat să-i decodificăm ADN-ul în forma originală. Este zona cumva, dar la nivel energetic, unde stau energiile depresiei și unde pot ajunge cei deprimați. E o, cum să spun, el apare așa ca un câmp, dar nu este un loc. Nu este un loc, este cumva, este o stare și poate fi oriunde. Este o frecvență vibrațională? Nu știu dacă mă fac foarte clar. Este și o frecvență vibrațională. Și este și o manifestare, dar la, cumva la nivel energetic. Am înțeles. Cam la ce valoare, mă refer în herțe, rezonează acest câmp înghețat? Pe 44, pe urmă 23, 21, minus 40. Cumva are niște intervale în care variază. Și nu variază la unison. Tot câmpul la aceeași frecvență. Dar se încadrează cam așa, intervalele astea care le-am spus din ce primesc. Da, da. Poate să fie și mai jos, dar mai greu mai sus. Da, foarte bine. În momentul în care ai vorbit despre traume ca și factor declanșator ai depresiei, și ai vorbit de niște energii care se mișcă în momentul acela și probabil care aceste energii determină intrarea în starea depresivă. Aceste energii au aceeași frecvență sau ca și cele din câmpul înghețat? Cumva vine informația că în momentul în care apare sau are loc trauma respectivă și se declanșează efectul asupra persoanei afectate de traumă, energie, o anumită energie, o anumită parte din energia persoanei respectivă intră într-un fel de rezonanță cu una din frecvențele câmpului respectiv, care o afectează, îi poate amplifica și, în primul rând, îi poate declanșa depresia. Da. Deci, în funcție de ce frecvență are, o scade și mai mult? Sau... Da, și da. De frecvența pe care o emite în momentul respectiv, când are trauma respectivă, da. Da, da, da. Da. Logic. Foarte bine. Am vorbit despre chakre. Acum vreau să mergi la o ființă umană și să-i vizualizăm chakrele, să vizualizezi chakrele. În ce procent sunt afectate chakrele? Să o luăm de la chakra 1 până la chakra 7 inclusiv și să vedem în ce procent sunt acestea afectate și
dacă vezi și ce culoare au chakrele afectate de frecvențele depresiei. La chakra 1 îmi vine informația că este tulburată și mi apare 70%. Și apare ca un fel de ghem de lână, așa, care se învârte cumva, se tește cu mai mult cu energie întunecată decât cu energie luminoasă. Da, foarte bine. Chakra 2. Chakra 2, 60-80, mi-apare și văd ca un fel de plantă care se ofilește. Deci capătă culoarea unei plante ofilite. Sunt culori întunecate, dar informația îmi vine că, da. Așa, ca o plantă care se ofilește. Da. Chakra 3. Chakra 3, 70-65. Tot așa, parcă se... ca ceva care se încovoaie sub o greutate foarte mare. Și tot așa, ceva întunecat. Cumva și ca și cum s-ar... ca atunci când e soare și apare un nor negru și se întunecă ziua respectivă, zarea. Da, da, foarte bine. Să mergem acum la chakra inimii, chakra 4. Chakra inimii mi-apare ca și cum în inimă sunt înfipte ace din toate părțile, niște ace. Între 45 și 70. În funcție de forța lăuntrică a persoanei respective. Și niște lanțuri în jurul inimii. Urmă mi-apar. Da. Mergem la următoarea chakră, chakra gâtului. La gâtă mi-apare ca un fel de blocaj, ca un fel de dop, nu știu cum să-i zic, și ca un fel de lanț pus în jurul gâtului cu niște fel de clopoței care fac un zgomot așa urât și plânset, lacrimi. Mult plâns. Așa că se neacă de plâns. Da, foarte bine. Creșteți frecvențele vibraționale. Și trecem la chakra 6. Cum se zice, a treilea ochi. Ca și cum ar fi înfundat, ca și cum ar avea un fel de dop acolo. Dop întunecat și e ca un ochi de la ciudat, așa cum ar fi, aproape ca o orbită goală cu un dop în mijloc, un dop negru. Da, excelent. Și ultima chakra. Mă apare ca un fel de floare, ca ofilită. La 75, mă pare, de 5%. Floare cu petale cumva așa ofilite. Buce de... Da, urât. Da, da, urât. Bine. Să revenim acum la... cum este afectată partea subliminală de către depresie. Tot așa, mergi, te rog, la o ființă umană care este afectată de depresie și observă cum este afectată această ființă din punct de vedere ezoteric, dar pe câmpuri, mental, emoțional și fizic. Ce percepi? Mental apare ca și cum e cumva blocat. Ceva cumva blocat, pe de o parte, vie ca într-o cutie sau ca într-o cameră încuiată. Și se învârte în jurul camerei, în cutia respectivă și fără să vadă nicio ieșire.
Blocaj foarte puternic. O izolare. O să ne spui cât e afectat câmpul mental? Poate merge până la 80%. Da. Legat de câmpul emoțional, ce vizualizezi, ce percepi? Câmpul emoțional mi apare așa ca un haos. Cu strigăte, cu râsete, așa fără nicio noimă. Ca și cum a ieșit din starea de echilibru și nu reușește să reintre înapoi în starea de echilibru. O instabilitate totală la nivelul câmpului emoțional. Și apoi, tot așa ca un fel de paralizie, de izolare, de mișcare. Și afectarea până la ce procent poate ajunge? 65-85. Da, da. Iar la nivelul câmpului fizic? Văd o persoană care se îmbrățișează singură, că cumva să încerce să-și ofere un fel de confort, dar nu reușește, pentru că e o răceală în ea. Așa, la nivel fizic, nu reușește să se echilibreze. Ca și cum ar avea o mare povară sau n-ar avea niciun fel de perspectivă. Și este izolat. Da, da. Îți mai apar, îți mai vin alte detalii suplimentare? Persoana respectivă în mintea ei știe că are nevoie de ajutor și spune am nevoie de ajutor, dar nu reușește să verbalizeze. N-are putere, pur și simplu. Știe că are nevoie de ajutor și vrea să fie ajutată, dar pur și simplu nu reușește să se conecteze cu o altă persoană pentru a cere acest ajutor. Nu reușește să iasă din situația în care... Da. Da, foarte bine. La un moment dat ai spus că aceste ființe care sunt afectate de depresie și sunt efectiv fără energie, vor să se agațe de orice sursă de energie. Spune-mi, te rog frumos, ce tipul de sursă de energie ți apare? Ce vizualizezi, ce percepi legat de tipul de surse de energie de care se poate lega o ființă cu depresie? Energia unei alte persoane umane, apropiate. Sau, nu neapărat, dar în primul rând unei persoane apropiate, care se creează un fel de dependență. Este o formă de vampirism, de care am auzit noi, de vampirism energetic? O formă cumva diminuată, mult diminuată. Nu neapărat că ar avea nevoie de energia aia permanent ca să hrănească, cumva ca să-i dea o scânteie, ca atunci când e o mașină cu bateria așa și iei de la altă mașină să faci o scânteie ca să pornească. Asta îmi vine informația. Da. Deci o ființă umană apropiată, altă sursă de energie, alt tip de sursă. O altă sursă de energie poate să fie ceva, o persoană care dorește să controleze pe cel care are depresie, deci o acțiune malefică, care îi oferă o momeală ca de fapt să-l exploateze, inclusiv energetic. Adică cel depresiv este și mai afectat și mai
stors de energie. Sursa aceasta este umană sau are un alt tip de ADN? Poate fi și umană. Adică cineva care face practică un fel de magie neagră sau la nivel conștient sau inconștient, că sunt unii care se exploatează fără să știe exact, vine informația. Dar pot fi și alte interferențe de la alte entități. Alte specii. Malefice, da. Care vor să exploateze. Da. Da, foarte bine. Acum, la sfârșit, o să te rog să observi ce percepi din eter, de la sursa divină, un sfat pentru noi de a nu deveni vulnerabil, de a nu scădea în frecvențele depresiei. Ce sfat percepi că ne este oferit? Nu vă lăsați deprimați, aveți mereu puteți să aveți mereu legătură cu sursa, este doar alegerea voastră. Pur și simplu alegeți să fiți echilibrați, alegeți să nu fiți deprimați. Este puterea voastră. Frecvențele voastre depind de atitudinea voastră, deschiderea voastră depinde de atitudinea voastră și nu vă fie frică. Nu vă fie frică. Da. Fiți pe frecvențe înalte. Fără frică, conectați la sursă. Da, foarte frumos, foarte frumos. Bine. Acum vreau să te deconectez de la toate informațiile pe care le-ai văzut astăzi. Eliberează-te de toate rezidurile energetice. Simte cum energia ta se modulează la cele mai înalte frecvențe. Și pregătește-te să ieși din hipnoză. În câteva clipe am să număr de la 1 la 3. Când ajung la cifra 3, deschizi ochii și ești complet alert, refăcut, reîmprospătat și cu o stare de bine general. 1. Începe acum încet, încet să revii tot mai mult la starea ta obișnuită, la starea de veghe. Doi. Ești în continuare într-o stare de calm, dar simți cum o senzație profundă și plăcută de energie îți traversează întreaga ta ființă, prin trup și minte. Simți cum ochii încep să devină tot mai clar și o senzație de prospețime apare la nivelul lor, al ochilor, și la nivelul minții. 3. Deschide ochii, ești revenit complet la starea de veche, te simți absolut fantastic. Cum ești, Adrian? Foarte bine, mulțumesc. Bine, a fost o sesiune foarte frumoasă, cu multe informații și cu multe sfaturi, de care sper că ținem cont cât mai mulți. Bine, mulțumesc tuturor și mulțumesc și ție, Adrian. Și acum... Și eu mulțumesc. Și acum vă lăsăm cu Calogero. La revedere! Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, a un'esperienza
e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche a tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse. Per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì è il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande? Quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano, lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi. E che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha, più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima, su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza,
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà, a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet. Per esempio, un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia. ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video. Ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
E né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere, aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche. E l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.